Scumpii mei, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea lui Filimon. O să vreau să citesc versetul 11 și versetul 10. Scuză-mă, le-am zis invers. Versetul 10 și versetul 11 din Cartea lui Filimon. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție și mie. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, dacă dimineață am vorbit despre chemarea la slujire, intenționat le-am inversat și chemarea la sfințenie am lăsat-o pentru după amiază, pentru că am zis că vreau să încheiem în seara asta și m-am gândit în urma rugăciunii să putem încheia cu rugăciune. În urma predicii să putem încheia cu rugăciune. În seara asta am ales să vă vorbesc despre un tânăr. Un tânăr pe nume Onisim. Un tânăr despre care dumneavoastră ați auzit, ați citit. Și o să vreau în seara asta să ne uităm la un tânăr și mi-am schimbat un pic mesajul pentru această după-amiază. O să fie, cred că, una dintre cele mai practici predici pe care eu le-am ținut vreodată și o să vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Noi avem în Ardeal o vorbă, verde în față. Pentru că în seara asta m-am rugat și am o rugăminte înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute să ne punem viața în rânduială și să trăim adevărata bucurie. Oameni buni, Dumnezeu ne cheamă, și o să intru direct în mesaj, Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, Dumnezeu ne cheamă la curăție și o să întrebați, dar de ce ne cheamă? Dar de ce Dumnezeu ar vrea să trăim sfinți? De ce Dumnezeu vrea să ne punem deoparte? Dumnezeu are pretenția asta pentru că Biblia vine și spune în felul următor, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și acum ascultați-mă, ca Dumnezeu să ne dea tot ce ne-a promis în Sfânta Scriptură, ca Dumnezeu să-ți dea și să-mi dea propășire, ca Dumnezeu să ne dea înaintare, bucuria aceea despre care o să vorbim astăzi, va trebui să trăim după regulile lui Dumnezeu și puteți spune amin. Scumpii mei, se vorbea de David și de păcatul acela, mă gândeam în timp ce fratele Claudiu vorbea, vă rog gândiți-vă că David scrie la un moment dat un psalm, psalmul 51. Și își varsă oful, își varsă necazul. Există un verset care zice la un moment dat în felul următor, el se roagă și spune Domnului, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Înseamnă că atunci când păcătuiești, înseamnă că atunci când accepți să nu trăiești în sfințenie, bucuria aceea pe care Dumnezeu o promite pleacă de la tine. De-aia trăim anumite stări unii dintre noi. De-aia trecem anumite prin anumite stări și nu le experimentăm și nu înțelegem de ce nu suntem bucuroși. Păi dacă Biblia spune că noi ne putem bucura în necaz, dacă se citea și spunea că oricât ar fi de grea viața, tu ești bucuria mântuirii mele, Dumnezeule, păi dar înseamnă că dacă Biblia spune lucrurile, înseamnă că trebuie să fie adevărate. Ciudat e că unii dintre noi nu experimentăm asta. Și spui, frate Bogdan, tu vorbești de bucurie, dar eu nu-s bucuros. Tu vorbești de fericire, dar eu n-am nicio fericire. Da, s-ar putea ca fericirea noastră să fie întreruptă de un păcat, de o alegere greșită făcută în viață, de un lucru pe care l-am făcut împotriva Scripturii și atunci Dumnezeu în dreptatea Lui nu poate să ne dea bucurie. În seara asta ne uităm la un tânăr și vedem două lucruri foarte importante, două lucruri cu care ne luptăm în generația noastră, două lucruri care, sau două puncte, dacă vreți, în după-amiaza aceasta, care vorbește exact despre generația noastră. Există trei versete în toată Sfânta Scriptură care vorbesc despre Onisim. Le-am căutat intenționat și există în Coloseni, capitolul 4, cu versetul 9, un verset care vorbește despre Onisim și Pavel spune în felul următor bisericii din Colose. Zice, l-am trimis împreună cu Onisim. Și acum, scumpii mei, uitați-vă la un detaliu de care vreau să mă leg. Fratele credincios. Și acum poate cineva își pune întrebarea în seara asta. Bine, frate Bogdan, dar noi suntem credincioși. Dar noi venim la biserică. Dar tu știi că mami și tati nu sunt comitet, că nu poți fi amândoi, dar tati în comitet și mami e slujitoare.
Dar tu știi că părinții mei de când îți mică m-au dus la biserică, am fost dusă la binecuvântare, am fost dus la binecuvântare. Scumpii mei, în dimineața, în după amiaza asta, aș vrea să vă vorbesc despre ce înseamnă prin ochii lui Dumnezeu să spui că ești credincios. Există un verset în 2 Corinteni 5 cu 17 care zice așa: cine este în Hristos este o făptură nouă, o zidire nouă. Și ascultați acum, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut. Și întrebarea pe care o pun, păi scumpii mei, spuneți-mi acum, asta ce înseamnă? Că dacă venim, de exemplu, cu, nu știu, fără un deget la Dumnezeu, ne crește degetul? Nu. La ce se referă oare versetul ăsta? Ce are Dumnezeu în vedere să-mi schimbe, să-ți schimbe? Ce vrea Dumnezeu să transforme când te ia din lume, când te ia dintr-o lume care are principiile ei și te mută într-o lume care are alte principii? Când te ia dintr-o lume, când dintr-o lume și te mută într-o lume spirituală? Ce are Dumnezeu în vedere? Schimbarea? Minți. Nașterea din nou nu face nimic altceva decât să-ți schimbe felul de a gândi. Tu vei gândi altfel, vei vedea lucrurile altfel, te vei raporta la lucruri altfel. Și dați-mi voie în după amiaza asta să vă prezint două lucruri pe care Dumnezeu vrea să le schimbe la noi. E pentru noi în seara asta. Care vrea să le schimbe la tine și vrea să le schimbe la mine și ar vrea începând de astăzi să vezi altfel lucrurile. Să te uiți prin ochelarii lui Dumnezeu și să nu te mai uiți prin ochelarii tăi. Să te bazezi pe ceea ce spune Scriptura și nu pe ceea ce spune lumea și pe ceea ce promovează lumea contemporană. Scumpii mei, primul gând pe care l-am pentru dumneavoastră e că Dumnezeu, ca să poți să te numești credincios, la fel că Onisim, vrea să schimbe gândirea cu privire la tine. Vreau să ridicați mâna sus, că vreau să văd câți dintre voi ați auzit de complexul de inferioritate. Mâna sus. Știți că complexul ăsta de inferioritate e unul dintre cele mai mari flageluri a generației noastre? Știți că există oameni în sala asta, există tineri păcăliți de diavol care nu pot înainta din pricina faptului că diavolul îi minte la nivelul minții cu privire la ce trebuie ei să creadă? Scumpii mei, unii dintre noi facem eforturi colosale ca să trăim în felul în care lumea promovează felul de a trăi și nu trăim după felul cum Dumnezeu ar vrea să trăiești. O să vă dau un exemplu. Oameni buni, ajungem să fim nemulțumiți, fete și băieți nemulțumite de localitatea în care ne-am născut, de orașul în care stăm, de biserica în care creștem. Nu suntem nemulțumiți de părinți, de neamuri. Vreau să pun o întrebare astăzi și vreau să te gândești serios la ceea ce te întreb. O a greșit Dumnezeu când te-a așezat într-un loc anume? Nu, oameni buni. Nemulțumiți de noi. Complexul de inferioritate în momentul în care ne uităm la noi, te uiți la tine ca fată, ca băiat, cum arăți și nu faci nimic altceva decât să lupți, să lupți, să lupți, să lupți, să arăți într-un fel cum? Cum promovează Instagram-ul? Cum promovează TikTok-ul? Cum apare câte unul altul și pe Facebook și spune așa ar trebui să arătăm? Băieți dezamăgiți de ei. Păi frate, zice, n-ai auzit dimineața ce întrebări au fost? Ori zis fetele că ispită-s numai aia care merg la sală. Dar scrie în Biblia asta? Vă întreb. Dimensiuni la nivelul minții pe care le avem noi. O zis, frate, aș vrea să ajung la dimensiunile astea. Spune-mi, te rog, unde scrie în Biblie? Să nu mă înțelegeți greșit în după amiaza asta. Eu nu promovez în seara asta. Bă, n-ai nicio problemă. Mânc o tavă de prăjituri pe soară, Domnul cu mila. Nu asta promovez. Dar nu suntem creați la fel, oameni buni, nu suntem toți la fel de înalți, nu suntem toți la fel de grași sau de slabi. Cine ne-a mințit, vă spun eu cine, că frumusețea arată doar într-un fel? Eram lider de tineret la Deva și avem o tânără care cânta, vă spun, o binecuvântat-o Dumnezeu cu o voce fantastică. Problema ei era că era mică de înălțime, oameni buni. Mi-era frică când apărea pe ușa bisericii, ziceam, Doamne, te rog să nu cadă cu ciubotele alea de jumătate de metru înălțime, că dacă pică, își rupe o mână, își rupe ceva, mi-era teamă. Doamne, zic, dă-i putere să ajungă în față, te ajut, soră. Nu, ea de-abia venea. Și a zis, de ce te chinui așa?
frate-s mică de înălțime. Stai liniștit, există băieți mici de înălțime. Mă credeți? Băieți, mi-a zis un băiat odată și o să vă dau exemple, pentru că vreau să înțelegeți un aspect în seara asta. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Voi credeți că Dumnezeu are copii urâți? Voi credeți că Dumnezeu crea ceva hidos? Nu, oameni buni! Ne-a mințit lumea și influențele culturale și sociale că trebuie să arătăm într-un fel. Și o goană nebună, o luptă nebună. Frate, zice, trebuie să te apuci de sală. Dă-mi pace că numai de sală n-am eu timp. Frate, zice, păi trebuie să arăți serios unde scrie asta. A venit un băiat și a zis, frate, îți termina. Ce ai, mă, omule? Îți termina. Nu pot depăși, nu pot dormi. Mă, ce ai? Îți creți. Și? Așa te-a lăsat Dumnezeu. Eu vă întreb, părul crezi, nu Dumnezeu l-a lăsat? Frate, soră, nu mai pot. Ce ai, mă? Am crezut că acolo ce și o păcătuit. Îți creață. Nu. No. Și? Nu Dumnezeu l-a lăsat așa? Vă întreb ceva, am întrebat odată pe niște surori și am zis, mă, dar de ce măriți voi factura părinților voștri, mă? De ce trebuie să le vină curentul cu 100 de lei mai mult pe lună, mă? Că voi stați 24 din 24 de ore cu placa în priză. De ce? Să nu mă înțelegeți greșit, ești creață, vrei să vezi tu odată, de două ori, să vezi cum arăți cu părul întins. Fă-l, mă, că n-are Dumnezeu treabă cu asta. Dacă pentru tine devine o obsesie, când pentru tine devine o povară, tu în fiecare dimineață, la cât plecăm? Frate, plecăm la 8, ești de la 6, trează, de ce? Trebuie să întinzi părul, că ție nu-ți place că Dumnezeu te-a lăsat creață. Înțelegeți? Soția mea a terminat facultatea la Timișoara și e creață soția mea. Nu i-a plăcut. N-am înțeles de ce, că doar mie, eu de-aia am luat-o, că e creață. N-am înțeles. Dar în fine, toată facultatea, 5 ani de zile cât o stat în facultate la Timișoara, știți ce s-a întâmplat? În fiecare dimineață s-a întins cu părul. Și-a întins părul, placă, nu erau așa performante ca și astăzi, toată ziua cu placa în păr și-a ars părul, părul s-a slăbit. Știți cine plătește șampoanele de regenerare astăzi? Eu. Că păcatul are consecințe. Înțelegeți? Cum, frate, dar e păcat că s-a întins? Nu e păcat că s-a întins. E păcat că au avut o obsesie pentru părul întins. Scumpii mei, aș vrea să înțelegeți ceva. Pune-mi, te rog, Cântarea Cântărilor. Vreau să vă arăt ceva frumos din Cântarea Cântărilor. E din Biblie. Acum eu vă spun ce scrie în Biblie. Uitați-vă ce spune Biblia în Cântarea Cântărilor, capitolul 1, versetul 5. Pentru că vreau să vă arăt ceva în după-amiaza asta. Sunt neagră de sunt... Frumos. Zice Biblia asta... Frate, mi-ar place să fie tenul, nu știu cum. Îmi zicea o fată care era mai închisă la culoare, la ten, frate Bogdan, și cea mai mare problemă a vieții mele, că am tenul închis. Atât aș vrea, zice, să am și eu tenul alb. Stai liniștită că altele dau bani grei la solare ca să aibă tenul tău. Zice Biblia, deci sunt frumoasă. Oameni buni, vreau să înțelegeți că frumusețea pe care o prezintă Dumnezeu e diferită. Auziți, David, acum vin la băieți, spune David la un moment dat, știți cum arăta David? Citiți, vă rog, zicea fratele Claudiu de Samuel și de David și mă gândeam, am citit acolo în Samuel la un moment dat, capitolul 16, zice când l-a chemat în casa lui Isai ca să-l ungă ca împărat, știți cum era? Zice cu părul bălai. Nu, gândiți-vă, bărbat cu părul bălai. Știți ce spune David în Psalmul 139? Se uită la cer și spune așa, Doamne, pe mine nu mă interesează că-s cel mai mic din familie, pe mine nu mă interesează că-s cu părul bălai, că am nu știu cum. Doamne, eu vreau să-ți mulțumesc. Pentru ce să mulțumesc, David? Că sunt o făptură așa de... Asta e o gândire cristică, asta e o gândire pe care Dumnezeu vrea să o implementeze în seara asta. Oameni buni, nu mai suferiți din pricina faptului că n-arătați cum credeți că ar trebui să arătați. Sunteți minunați! Dumnezeu a creat oameni frumoși. Frate, dar zice,
Eu sunt mică și mai rotunjoară așa. Zice Biblia ceva de mine? Da, zice. Cântarea Cântărilor, capitolul 7, zice de tine. Auziți? Uitați-vă ce zice. La un moment dat, cel care o scrie, se presupune că ar fi doi autori al Cântarea Cântărilor. Acum nu intrăm în teologie și nu vreau asta să vă demonstrez, dar uitați-vă ce... 7 cu 1, punem Cântarea Cântărilor 7 cu 1. Pune că vreau să vadă. Zice, ce frumoase sunt picioarele înălțimea ta față de două marginile, spuneți voi, rotunde. Ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare puse la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Următorul verset. Pântecul tău este un pahar? Cum? Rotund. Păi bune, ascultați Biblie! Voi zâmbiți în seara asta, dar există persoane în mijlocul nostru care suferă din cauza asta și se lasă mințite la nivelul minții de diavol. Frate, sunt așa, o să mă iei cineva. Da, Dumnezeu are și pentru tine. Știi ce trebuie să faci? Rămâi credincios, rămâi credincioasă, trăiește în curăție și Dumnezeu te va binecuvânta cum nu se așteaptă nimeni. Pentru că oameni buni, binecuvântarea o dă Dumnezeu, nu omul. Am voie să împărtășesc cu dumneavoastră o experiență. Fiind 9 ani de zile lider de tineret, la 13 ani a venit o tânără, o soră din biserică, săraca și mică de înălțime și foarte grăsuță. Și-o zis, frate Bogdan, te rog să te rogi pentru mine, vreau să mă căsătoresc și ne începem să ne rugăm de acum. Ne rugăm! I-am zis așa, rămâi credincioasă, slujește Domnului și Dumnezeu te va binecuvânta. O zis, cred, frate Bogdan. Bun. Trecut un an, doi, trei, cinci. Făcut 20 de ani. Făcut 21 de ani. O sluji Domnului la grupele de copii, la tineret, nelipsită de la biserică, la seri de rugăciune. Fata asta și-a dedicat toată tinereția Domnului. La 21 de ani a venit la mine și a zis, frate Bogdan, plângând, și a zis, nu mai pot. Am zis, dar ce-i baiul? O să am 21 de ani. Și niciodată, niciun băiat din nicio biserică nu a venit să spună, vreau să te cunosc, aș vrea să vorbim în vederea căsătoriei. Nici unul dintre băieți. O zis, frate Bogdan, atâta sufăr și atâta plâng noaptea. O zis, te rog frumos, și mi-a arătat niște exemple. O zis, uite-te la... M-a dat și le-au spus într-un fel în care nu vă pot spune de la microfon. O zis, uite-te la alea, alea au schimbat 10 prieteni, mă. Și tot pe alea le vor băieții, mă, ce nu înțeleg, mă. Cum tot pe alea? Știți ce i-am spus? Rămâi credincioasă, Dumnezeu te va binecuvânta. O zis, frate, nu mai cred. Am zis, crede că Dumnezeu te va binecuvânta. 22 de ani, seară de tineret, parcă o văd, intră în curtea bisericii, așa o curte lungă, avem și noi acolo, un pas era pe pământ, trei era prin aer, m-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Zic, bă, ceva s-a schimbat. O vedeam cum vide, bucuroasă, să vide, intră în holul bisericii, frate Bogdan, da, m-am mărit! Vă dați seama că și pentru mine a fost un șoc, că și credința mea, eu încurajam pe ea, dar așa mea era mică, nu mai, nu. Atâția ani mă tărugam, am postit, am văzut că Dumnezeu nu face nimic, o încurajam cumva așa, dar știam că Domnul va face, dar nu, trebuie să recunosc că n-are rost să mă dau mare credincios. Era mică, așa mea mică. Când am auzit, zic, te măriți, slavă Domnului, unde e băiatul? Vine seara asta la tineret. De-aia vă dați seama. Am stat manu și așteptam să vină băiatul, vine băiatul. Când am văzut băiatul, ea cred că are vreo un metru, să zic, 50 până într-un metru 60. El vreo un metru 80, înalt, slăbuț, chipeș, frumos. Am zis la birou pastoral. La birou pastoral discutăm. Știu că eram ordinat deja diacon și am zis, bă omule, m-am uitat la el. Am zis, fii atent aici, de la 13 ani eu mă rog pentru fata asta. Dacă ai vreun gând ascuns... Dacă ți-ai propus să faci vreo murdărie cu fata asta, eu mă duc la comunitatea de la Arad, pun legitimația pe masă și ascultă-mă, ce se va întâmpla e grav. Nu mă interesează, renunț la slujire, la tot, dar tu ești mâncat. S-a uitat la mine, parcă îl văd și-o zis, frate, o iubesc. Și-a zis, bă, wow, parcă nu înțelegeam nicio. Frații mei, ascultați-mă. Cine vrea la sfârșit, vă rog să veniți să vă arăt poza lor de la WhatsApp, să-i vedeți. Le-am predicat la nuntă. Le-am predicat la prima binecuvântare.
ținem legătura cu ei. Am fost eu cu soția mea, familie de onoare, la ei la nuntă. Oameni buni, sunt o familie fericită. Îi sun și îi întreb: cum sunteți? Frate Bogdan, trăim cea mai frumoasă poveste de dragoste. O ia, nici nu o poate cuprinde, oameni buni. Așa o ține. Atâta bucurie, atâta fericire cât am văzut în familia asta, n-am văzut în alte familii. Oameni buni, sunt o familie exemplu, care îl iubesc pe Domnul, care slujesc Domnului, se înțeleg extraordinar de bine, ținem legătura și sunt binecuvântați din creștetul capului până în vârful picioarelor de Dumnezeu. De ce, oameni buni? Pentru că cel care poate binecuvânta este Dumnezeu. Aș vrea să vă spun un lucru, oameni buni, suntem diferiți, vedem, oricum vedem lucrurile diferite. Vin tinerii la mine cu telefonul: frate Bogdane, vreau să mă căsătoresc, ce zici? Păi ce să zic, mie trebuie să-mi placă. Că nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-ți... Unul vrea mai înalt, altul vrea mai scundă, fata vrea mai grăsuț, altul vrea mai slăbut. Frate, dar cum să vrea mai grăsuț? Uite așa simplu. Într-o zi m-au luat niște frați la biserică: frate Bogdan, te-ai îngrășat, zice. Să pui mâna, să faci abdomene, să faci flutări, să... M-am dus eu acasă, am încercat să fac o flutare. Nici o flutare, am zis, nu-i de mine, ci flutări și abdomene. Și m-am dus la nevastă, nu, că acolo mă duc. Ăla-i, cum să vă spun, talerul după care mi-au. Nevastă, în fața martor văzut și nevăzut, spunem: îți gras? O zis, mie așa îmi place. Nu, dacă ție îți place așa, mărit să fie Domnul. Poți să-mi zic că toți frații că m-am îngreșat, poți să schimb 100 de cămăși, nu contează. Dacă soția mea o zic că așa îi place, pe așa stau. Scumpii mei, în după amiază asta vreau să vă spun, complexul de inferioritate a făcut ravagii între noi. Luptăm atâta pentru imaginea noastră. Atâta luptăm să arătăm într-un fel, ne-o mințit diavolul. Spuneți-mi, vă rog frumos, n-am o problemă, că nu am o problemă, ascultați-mă. Nu știu, am văzut odată la niște pocăiți, frate Bogdan, dar zice, vreau să-mi pun lentile de contact, e păcat, dar zic, să vezi, nu vezi? Nu, frate, să-mi schimb culoarea ochilor. Bă, mă vrei, poate să porți și tu odată ochii verzi, că... Că ne-o mințit diavolul, că ochii verzi sunt mai deosebiți decât alți ochi. Cine, unde scrie asta în Biblie, oameni buni? Eu nu vorbesc în seara asta pentru oameni care încearcă anumite lucruri odată, de două ori, să vadă cum îi. Nu asta e problema. Eu vorbesc de oamenii care sunt chinuiți. Eu vorbesc de oamenii care trăiesc numai pentru așa ceva. Eu vorbesc de oamenii care se uită în oglindă și spun: nu-mi place cum arăt. Oameni buni, cunosc personal o tânără, 20 și ceva de ani are. Ascultați-mă, nu poate ieși dintr-o stare de asta, atâta de adânc s-o înfundat într-un complex de inferioritate, nu poate ieși, nu o înțeleg, ne rugăm, postim, îi spun: măi, fată, te rog, luptă, și se spune, sunt urâtă, și cred că are 20 de băieți care vrea să vorbească cu ea, nu înțeleg, știți ce știu, o reușit diavolul să-i pună stăpânire pe mintea ei și să o mintă. Frații și surori, tineri scumpi și dragi, ascultați-mă. În seara asta vreau să ne rugăm pentru complexul de inferioritate. Sunteți așa de minunați. Mă uit la voi, sunteți așa de frumoși. Oh, ce frumoși sunt băieții și creți, și părul lins, și blonzi, și bruneți. Ce frumoase sunteți și dumneavoastră. Așa cum v-a lăsat Dumnezeu, sunteți minunate. Oameni buni, sunteți frumoși! Există o vorbă și închei punctul ăsta, vă spun experiența asta. V-am zis că astăzi vreau să fiu foarte practic în seara asta. Există o vorbă, cel puțin în Ardeal, că dacă până la 30 și un pic de ani nu te căsătorești, te însoară păstorii. Și noi am avut un caz de genul ăsta, băiatul vreo 37 de ani, acum are vreo 48-49, tot necăsătorit, a rămas. Și într-o zi, într-o misiune, am văzut o tânără care slujea la copii de 30 de ani. Ăsta avea vreo 35-36 aproximativ, nu mai știu. Ea avea 30, am zis, perfect. Am vorbit cu fratele păstor de acolo și am zis, uite, avem un băiat așa, e extraordinar băiatul. Ce zici? Nu vrei să le facem cunoștință? Hai să organizăm o misiune, îi punem la masă. Facem noi, ne descurcăm noi, că avem și noi școală, noi știm să înțelegeți. Bine, nu ai voștri, eu zic de mine. Și
Ne ducem acolo, ne punem la masă. Acum pot să vă povestesc că cine în cauză o pleca la Domnul și nu mai poate, degeaba o să audă. Și erau trei slujitori de la ei, eram eu și încă un frate păstor și încă un frate prezbiter. Și ne uităm unii la alții. Păi, vă spun, i-am pus față în față, ăștia se potriveau ca un picur. Că voi ați văzut că persoanele care se potrivesc ai impresia la început că e frate și soră. Nu știu, așa face Dumnezeu, am văzut chestia asta. Mă, nu știu dacă tot timpul e adevărat, dar se întâmplă de cele mai multe ori. Și îi punem față în față, mă uit la frații slujitori din biserica respectivă și zic, primul, al doilea, al treilea, se uită la mine, păi eu m-am gândit la ei, eu sunt de acord. Prezbiterul de lângă mine, da, păstorul, hai Doamne, mă uit la el, parcă îl văd. Mă uit la zic, am vrut să-i fac. Știți de ce nu au zis că nu se potrivesc? Fata avea nasul mare. Bun. Știți cum am plecat de acolo? Vă dați seama că mi-a fost o rușine. Le-am spus la frați, frate, nu, cine m-a pus să le iau după noi? Nu. A zis bătrân, e păstor onorific, nu știu ce l-a apucat, ce s-o fi gândit, ce, nu, în fine, bun. Nu, asta i-am plecat. Frații mei, știți care a fost paradoxul? Când am stat de vorbă cu fratele ăsta, mi-a spus, frate, mie îmi place fata. I-am sunat pe frații slujitori și i-am rugat dacă le putem face cunoștință. M-a certat fratele la păstor, zis, bă, vă bate joc de mine, păi veniți la noi, ne spuneți că nasul e mare, că de-alea, după aceea, că eu pe vremea eram și sincer, nici nu știam să mai ascund lucrurile. Ce îmi spuneau aia, spuneam. Și eu m-am zis, frate, eu nu, vrem că are nasul mare. Când au auzit, s-au supărat pe noi, am plecat. Și ascultați-mă, cei doi, cel puțin el, că cu el am vorbit, o plăcea așa cum este. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. De multe ori facem anumite, sau, nu știu, nu pășim în planul lui Dumnezeu, nu călcăm acolo unde vrea Dumnezeu, pentru că avem la nivelul minții niște minciuni, că trebuie să fie așa, că trebuie să fie așa, că trebuie să fie așa. Știți cum trebuie să fim? Pocăiți, cu un caracter frumos și să-L slujim pe Domnul. Asta contează. O să vedeți ceva și dumneavoastră, domnișoarelor, și dumneavoastră, domnișorilor, o să creșteți, o să nașteți copii și mă uit la soția mea și văd că nu mai arată ca la 20 de ani, nu mai arată ca la 25 de ani când ne-am căsătorit. Dar vă spun ceva, o iubesc mai mult ca și când arăta cum arăta la 25 de ani. De ce? Pentru că astăzi sunt îndrăgostit de cine este ea, nu de cum arată ea. Dumnezeu să ne ajute să depășim asta. 2. Dumnezeu vrea să schimbe mentalitatea cu privire la noi și al doilea lucru, cu privire la cei din jurul nostru. Oameni buni, vreau să vă citesc un verset. L-am căutat acum aici stând pe bancă, Luca capitolul 1, zice Biblia în felul următor, mă scuzați, Luca capitolul 3, versetul 5. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate, drumurile zgrumțuroase vor fi netezite. Ascultați-mă! Știți ce vrea Dumnezeu să semene în seara asta în mințile noastre? Egalitate, oameni buni, între noi. Am ajuns în biserică și spuneam un pic la sesiunea de Q&A că ne facem bisericuți. Nu ne mai acceptăm, umblăm numai, știți, categoria de oameni cu categoria de oameni. Scumpii mei, ascultați-mă ce vă spun, în biserică nu trebuie să fie așa. Frumusețea pe care Dumnezeu vrea să o aducă în noi, în adunările noastre și în mijlocul nostru, în felul următor. Fie că ai făcut doar 4 clase, fie că Dumnezeu te-a ajutat să termini doctoratul, noi suntem frați și surori și Dumnezeu să ne ajute. Oameni buni, oameni care se izolează, vorbeam azi dimineață, prin faptul că noi îi respingem, ne uităm, nu ne place în compania noastră, numai o anumită categorie de oameni. Noi suntem frați și surori, dragii mei. Diferențele astea sunt doar în lumea laică, diferențele astea sociale se fac doar între oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Între noi trebuie să fie o frumoasă prietenie. Dumnezeu să ne ajute. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Vrea să spulbere odată bisericuțele astea. Vrea să ne privim ca fiind frați și surori. Oameni buni, știți cât e de greu pentru unul care nu e acceptat? Se uită la el și se gândește, dar ce vină am eu? Că eu nu sunt copilul lui nu știu cine, ce vină am eu? Că poate nu dețin banii pe care i-au unii, ce vină am eu? N-ai nicio vină.
Vin aici asupra celui care te respinge. Oameni buni, n-ați vrea să rugăm în seara asta pe Dumnezeu să ne schimbe mentalitatea și să rugăm pe Domnul, Doamne, te rog, ajută-ne să ne iubim unii pe alții. Vă întreb ceva, cum vă vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii lui Hristos? După peștele de pe mașină? Vă întreb, da? După batic? Da? După ce? Dacă vă veți iubi unii pe alții. Una dintre marile probleme a generației noastre e că dragostea s-a răcit și nu mai există dragoste între noi și trebuie să o recunoaștem. Și nu mai este. Ori și diavolul din pricina înmulțirii fără de lege să ne despartă, oameni buni. Ori și diavolul să ne facă pe noi care suntem credincioși să ne vorbim în fața celor necredincioși. Am ajuns să ne spălăm rufele în afara casei. Știți ce că rufele se spală în familie. Le spălăm cu unii și cu alții. Oameni buni, mi-aduc aminte când mi-am întors la Domnul. Am ajuns la un grup de rugăciune și la grupul ăla de rugăciune era o regulă care pe mine m-a impactat. Regula, nu mai știu ce număr avea, suna în felul următor. Nu avem voie să ne vorbim de rău. Și oricine spune ceva rău despre grupul nostru, ne luăm apărarea unii altora. Și a zis, wow! Am ajuns ca și tineri să trăim în felul acesta. Oameni buni, Hristos vrea să ne schimbe mentalitatea în seara asta. Vrea să mă facă pe mine și pe tine să trăiești gândind în felul acesta. Nici nu-ți dai seama ce binecuvântare poți să fii pentru un om cu ghilimele de rigoare, vorbesc și spun, neînsemnat, care are nevoie poate de o vorbă de la tine. Oameni buni, nici nu știți ce impact emoțional poți avea ca și fată, ca și băiat, asupra unei colege sau asupra unui coleg pocăit, mă refer, care e mai mic decât tine și și-ar dori numai o dată poate să stea și el în grupul tău să vadă cum e. Nici nu poți să-ți dai seama. Nici nu poți să-ți dai seama ce poți să dai în inima unui om când alegi să întinzi mâna și să spui nu ești neînsemnat, tu ești fratele meu, tu ești sora mea. Asta vrea Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu să gândim, oameni dragi. Lăsați-L pe Duhul Sfânt în seara asta să ne schimbe mentalitatea și să înțelegem că nu există oameni mari și oameni mici, oameni buni, există doar slujbe în biserică ca să fie o rânduială. Unul trebuie să păstorească, altul trebuie să facă treabă de diacon, altul trebuie să facă treabă de administrator ca să fie o ordine în adunare, dar noi suntem frați și surori. Dacă Dumnezeu ți-o da harul să te naști într-o familie de slujitori, ascultă-mă că am văzut flagelul ăsta, întinde mâna și el asupra celui care vine de nicăieri. Fii prietenul lui, trimite-i și lui un mesaj, spune-i și lui o vorbă bună, dă-i o îmbrățișare la sfârșit de seară de tineret. Spune-i, ești valoros. Oameni buni, avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Ascultați-mă, prea urât ne purtăm unii cu alții. Prea mult ne marginalizăm unii pe alții. Prea multe răni am făcut în inima unor oameni pe care i-am respins. I-am respins intenționat pentru că n-am vrut compania lor, nu pentru că erau nepocăiți, nu pentru că aveau o problemă, ci pentru că m-am văzut la un nivel mai înalt decât ei. Am trezit într-o noapte la 4 dimineața. Mi-aduc aminte că m-a întrebat Dumnezeu despre un tânăr care venea dintr-un context foarte dificil. Și omul acesta a venit o perioadă la tineret. Pe el cam tot timpul uitam să-l sun, așa a fost greșeala mea, eram la început și eu. Și m-am trezit într-o dimineață la 4, mi-aduc aminte și m-a întrebat Dumnezeu la nivelul minții și ascultați-mă, când Dumnezeu te întreabă, tremuri din vârful creștetului până în tălpile picioarelor și au zis, cum te-ai purtat cu el și cât ai fost alături de el? Omul ăsta a plecat pentru că s-o simți neacceptat. Oameni buni, a fost prima oară în viața mea când mi-am băgat mâinile în păr, urlam în casă și îmi smulgeam părul din cap, atât de vinovat m-am simțit. Oameni buni, suntem frați și surori.
Lăsați-L pe Duhul Domnului să facă egalitate între noi. Voi vă dați seama ce înseamnă toți cât sunteți aici să luptați în unitate, să fiți o singură familie, nu 20 de familii. Ce putere, ce forță, ce impact ați avea asupra lumii demonice. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc în seara asta, Dumnezeu vrea să fie un tânăr credincios ca să îți schimbe mentalitatea. Asta înseamnă credincios, o făptură nouă. Și acum punem, te rog frumos, Filimon de la versetul 15. Vreau să vă citesc al doilea lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viețile noastre. O să fiu foarte practic și la punctul ăsta. Zice Biblia așa, Filimon, ai pus Filipeni 1:15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Și acum ascultați următorul verset. Dar nu ca pe un rob, ci mai presus decât un rob, ca pe un frate prea iubit și mai ales de mine, cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc, după ce Dumnezeu vrea să vă nască din nou, să vă schimbe mentalitatea, oameni buni, următorul pas prin chemare la sfințenie, Dumnezeu are în vedere în seara asta să vă elibereze de orice robie și puteți spune amin. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Oameni buni, suntem chemați la slobozenie. Slobozenia nu înseamnă că putem să facem ce vrem, să ne îmbrăcăm cum vrem, să trăim cum vrem. Slobozenia înseamnă să fii liber de orice păcat. Slobozenia înseamnă să stai în fața păcatului și să ai puterea să te întorci și să nu păcătuiești. Și pentru asta a spus slăvit să fie Domnul. Și o să vă vorbesc în seara asta de 4 mari păcate, de 4 mari demoni, dacă vreți, de 4 mari duhuri care au îngenunchiat generația noastră, care ne-au pus pe unii dintre noi la pământ, care ne-au făcut pe noi să fim seci, să fim goli, să nu mai avem fericirea și bucuria mântuirii. Și primul lucru despre care vă vorbesc, v-am zis dimineața, e ascultarea muzicii necreștine. Oameni buni, nici nu vă puteți da seama ce efect negativ aduce ascultarea muzicii necreștine. Oameni buni, muzica necreștină creează robie, tu ajungi rob. Uitați-vă, vă rog frumos, la tot ce se promovează în zilele noastre. Spuneți voi, muzica pe care diavolul o inventează în vremurile noastre, promovează ceva decent? Orice asculți, e vorba doar de sexualitate, e vorba doar de bani, de cum să fii mai bogat, cum să fii tu numărul unu, cum să fii mai mândru, e vorba doar de mândrie, de lăcomia de bani și de problemele sexuale. Orice melodie ascultați se duce într-una din astea trei direcții. Totul provoacă, totul instigă, provoacă dependență. Eram la seară de tineret și la un moment dat a venit un tânăr și a zis tânărul ăla respectiv, a zis, frate Bogdan, ascult muzică, nu pot, îs tot cu căștile în urechi. Îs numai cu căștile în urechi, eu zis, tot cu căștile în urechi. Zice, seara când mă pun în pat, nu mai pot scăpa. Și m-am uitat la el și am zis, vrei să scapi? Da. Ne rugăm. Ne-a rugat în seara aia, mi-aduc aminte, erau mai mulți slujitori la biserică. Dumnezeu îi dă biruință. După 3 luni de zile vine o idee, auziți, îmi povestește el mai târziu. O scos interpretul lui preferat, o scos o altă piesă și o zbuia să văd cum e. Știți ce a făcut? O deschis din nou poarta pentru păcat. Omul s-a născut într-o familie bogată, aveau, ce vă povestesc eu cu mulți ani în urmă, aveau cabină de duș și avea Bluetooth și avea boxe. Și s-a băgat omul nostru, era singur acasă, s-a băgat omul nostru în duș și-a pus melodia aia preferată și s-a spălat, că te speli mai bine pe muzică, ați văzut, știți? Și dă-i cu muzica și el ce făcea pe acolo și-a venit maică-sa. Și când a intrat maică-sa în casă să facă infart, o zic, bă, dar ce s-aude la mine în casă? Maică-sa pocăită, taică-sa pocăit, taică-sa slujitor. Și s-a dus și a scos cabina de duș din priză. Și stai așa că ți-a arătat, a scos cabina din priză, s-a oprit muzica. Știți ce a făcut omul ăsta? Cu mâinile goale, o spart geamul ăla securit de la cabina de duș. Și l-am întrebat, băi omule, dar ce-a fost în capul tău? O zis, frate Bogdan, efectiv nu m-am putut controla. Efectiv simțeam că ceva s-a răscolit în mine, am dat cu pumni în cabina de duș, știam doar că e maică mea. Pentru că, oameni buni, muzica necreștină provoacă dependență.
Vă mai spun ceva. Vă mai spun ceva. Majoritatea melodiilor necreștine au influență demonică, devrăjitorie, oameni buni. Am voie să vă spun mărturia aceasta, v-am spus câteva cuvinte dimineață. Ne-am trezit într-o zi în tabăra de tineret cu o fată de 30 de ani, care de la 20 de ani până la 30 de ani a fost escortă. Și fata asta era într-un grup infracțional de ăsta și mergea și era plasată în anumite camere de hotel cu o zi înainte pentru anumiți interpreți. Știți ce mi-a zis fata asta? Fata asta a plecat din România undeva în Republica Dominicană ca să facă ritual și să-și vândă sufletul diavolului. A spus: Bogdan, vreau să spun ceva. Majoritatea celor care cântă au această problemă. Și o să zici: frate Bogdan, dar chiar așa să fie? Oameni buni, inexplicabil muzica necreștină provoacă dependența care provoacă. De ce? De ce atâta dependență? Dacă nu e un demon în spate, dacă nu e un drac în spate, de ce provoacă dependența asta care provoacă? Pentru că, oameni buni, dacă ar fi Duhul Sfânt, ești slobod. Adică dacă vrei să asculți bine, dacă nu, nu. Asta înseamnă slobozenie. A venit odată cineva la mine și a spus: frate Bogdan, da, mă, zice, tu spui de muzică necreștină, dar hai să spun eu ceva, tu nu vezi că muzica asta necreștină vorbește despre viața mea? Și a zis: normal, clar, 100%. Îți spune despre depresia ta, despre anxietatea ta, despre problemele tale, despre suferința inimii tale, că te-a părăsit Georgiana, că nu mai știi ce să faci, că te-a părăsit Maria, că te-a părăsit Ion, că te-a părăsit Gheorghe. Da, am dat și așa niște nume ce mi-au venit la gură. Oameni buni, gândiți-vă ce vă spun. Și normal că îți vorbește despre durerea inimii, dar întrebarea pe care o pun în seara asta îți rezolvă problema? Oameni buni, gândiți-vă logic, mergi la doctor, vine, te duci la doctor, spui: domnul doctor, mă doare ceva aici. Și doctorul îți face analiza, se uită la tine și spune așa: ai o boală, și îți dă boala. Și spui: bun, ok. Și atât. Zice, acolo e ușa. Domn doctor, sunt bolnav, am nevoie de tratament. Tot. Vă place? V-ar place? Ascultați-mă ce vă spun. Muzica care îți va da poftă de viață, muzica care îți va da putere să mergi înainte, muzica care te scoate din depresie, muzica care îți va da aripi să înaintezi, este cântarea care laudă și îl glorifică pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, oameni buni. Tot ce înalță pe Dumnezeu te ridică, tot ce înalță pe Dumnezeu îți dă putere să mergi înainte. Oameni buni, nu veți ieși din depresie ascultând melodii depresive. Am căutat intenționat cu ani de zile în urmă să văd cea mai ascultată melodie din lume. Știți ce era? O melodie depresivă. Vrei să ieși din depresie, asculți nu știu ce sunete, te bagă mai tare în depresie. Ascultă-mă. Scumpii mei, acum bun, venim la muzica creștină, dar muzica creștină, întrebare: frate Bogdan, dar ce muzică creștină să ascultăm? Păi zice, eu ascult hip-hop creștin. Nu, no, bine. Zice, eu rock creștin. O venit cineva și a zis: frate Bogdan, păi dar zice, stai-mă un pic, eu pe hip-hop creștin m-am pocăit. Eu cred asta. Ascultați-mă, eu cred asta. Eu cred că Dumnezeu ți-a vorbit prin hip-hopul ăla creștin, așa, cu ghilimele de rigoare, da? Eu cred. Dar eu te întreb, rămâi acolo? N-ai mai crescut deloc? Pe scara credinței n-ai mai crescut? Eu vă întreb, aveți acum 20 de ani, cine mai ascultă, zică-s prietenii mii, Eldad Kids, cine ascultă? Dar nu așa că spui odată că îți place ție o cântare de la Eldad Kids. Nu! Cine ascultă? Cu trompete? Cine ascultă cu gospodarul din Ardeal? Cine mai ascultă? N-ascultați asta, nu? De ce? Ați crescut? Astăzi ascultați altfel de cântări. Exact așa e. Ok, te-ai pocăit pe muzică rock creștină, cu ghilimele de rigoare. Te-ai pocăit pe hip-hop creștin, cu ghilimele de rigoare. Dar nu rămâi acolo, crești! Nu? Frate, dar ce muzică să ascultăm? Ce ori cânta frații? Cât ascultați ce ori cântat ei? Dumnezeu să ne ajute. Și Dumnezeu să ne dea biruință. Doi. Foarte scurt. Demonul modei. Ați auzit de el? Praf ne-a făcut. Alergăm disperați după mod. Alergăm, alergăm. Cum apare ceva? Frate, zice. A venit odată unul la mine.
Zice, frate, mă lasă, te aranjez, aranjează-mă. Mi-au suflicat așa pantalonii mai sus de glezne, vreo 10 cm. Când m-am uitat, am zis, ferească Dumnezeu, bă, pe mine mă dor gleznele, oameni buni, mă trage curentul, eu m-aș îmbrăca, eu aș mai lua pe mine, nu mă dezbrăcam, omul, ce-i cu tine, mă? Oameni buni, alergăm după tot ce apare nou. Era moda aia când se îmbrăcau băieții cu blugi, de, mă gândeam, mă uitam la ei și zic, mă, vouă, circulă sângele pe picioare. Păi zice, frate, mă, oameni buni, cum apare ceva nou, cum hop-top nou? Mă duc la o seară de tinere, mă prinde un tânăr de guler să-mi rupă gâtul. Bă, ce-i cu de... Ce marcă e cămașa? Domne, ispita ei de marcă de cămașă, păi da, e important. A fost moda după aia cu, spuneam eu, așa le spuneam tinerilor de la Deva, zic, blugi după ce te-ai bătut cu urșii. Arăta câte unul, mi-era rușine, mergeam prin oraș, arăta tot sfârtecat era. Bă, zic, de unde vii? De unde ai fost? Cu cine te-ai bătut? Frate, știi, așa e moda. Oameni buni, trebuie să fim diferiți. Trebuie să fim diferiți. M-am rugat, vă spun sincer, nu știu dacă v-ați rugat vreunul dintre voi, m-am rugat să facă Dumnezeu ceva să dispară AliExpress. A venit pandemia, am dat slavă Domnului. M-am săturat de colete de la AliExpress. De la mama sau că pot să mă audă până la nevastă, neamuri și astea, toată lumea tot ziua pe AliExpress comandă la... Și ieftine, frate. Acum a apărut alt site, au venit fetele mele într-o zi. Tati, să știi că mami caută pe Temu. Hai, ce e la Temu? Că nu știam ce înseamnă. Asta, arătați-mi ce înseamnă, că nu mai pot. A, știi că-s ieftine, că vine, că uite, mi-am luat cu un ghiozdan, că ne-am luat. Bă, oameni buni. Toată ziua să alergăm după modă. Eu nu vorbesc, da, trebuie să te îmbraci. Gândiți-vă că eu trebuie să-mi iau cămăși, nu? Eu trebuie să-mi iau costume, vin în fața mea să-mi iau pantofi, e normal să ți le iei. Dar nu trebuie să fie un exces, nu trebuie să fii disperat, tot ce-i nou. Și acum ați văzut nebunia nebunilor. Zice, frate, fă-m un check-out, cum îi zice. Dar, oameni buni, m-am uitat și eu la vreo două videouri de alea, că mi-au arătat și mie, eu nu-i cred. Păi eu când îl văd pe pruncul ăla de 13 ani, zice, păpuci, zice 13 milioane. Păi nu-i avut, mă, tu bani, mă. Dar eu vă întreb sincer, sunt adevărate alea? Sunt adevărate? Geacă de 100 de milioane. Pe un copil de 13 ani. Doamne, Doamne. Eu nu cred, oameni buni. Păi eu mă duc și, oameni buni, păi eu mi-am cu 500 de lei, dacă ții o pereche de pantofi, îți iei cu piele de șarpe, cu 500 de lei, eu am văzut, pantofi din piele de șarpe sau din piele de căprioară cu 500 de lei. Păi cum să coste păpucilor la 100 de milioane? A, hai să vă zic ceva. Plecăm cu ceva frați în străinătate și zice unul dintre frați, zice, frate Bogdan, zice, ai bagaj de cală? Am. Bun, zice, vreau să bag o pereche de păpuși la tine. Da, ce păpuși? Zice, Balenciaga. A, din coace, zice, că-i bag. Bă, oameni buni. Când au venit cu doi păpucoși de atât, așa venea cu ea, zice, bă, ăștia, cară ții tu, bă, frate, că e jumătate din bagajul meu, mă. Zice, frate, tu nici nu știi ce sunt ăștia. Du-te, bă, de aici, poți să fii orice, nici nu mă interesează ce îs. Bă, zice, am dat 1000 de euro. Cât ai dat? Eu vă spun sincer, nu l-am crezut. Nu l-am crezut, oameni buni. Scumpii mei, disperați de modă. Disperați să cumpărăm, să cumpărăm. Ne mințim că e ieftin tot timpul să fim noi, să fim la modă, să fim... Ascultați-mă, ăsta poate fi un demon. Trei, ca să ne încadrăm în timp. Social media, jocuri și tot ce înseamnă ce vedem noi partea de video. Oameni buni. Dar frate Bogdan, dar tu ai Instagram, n-avem voie? Ba da, aveți voie. Cred din toată inima că puteți face evangelizare pe Instagram. Cred din toată inima că puteți urmări oamenii al lui Dumnezeu pe Instagram, pe Facebook, vă puteți alimenta cu versete, cred. Dar ascultați-mă, când Instagram-ul, când TikTok-ul ajunge o robie, când tu nu mai ai viață, când tu seara nu te mai culci, când tu stai ore întregi și numai scrolezi acolo, e o problemă. Acum vă zic, să ai 35 de ani, tâta mai bărbatul cu copii acasă. Și tu, eu mă duc la el și zic, unei, îi zic numele, bă, zice, vezi că e acolo, zice, e în birou. M-am gândit că citește, m-am gândit că se roagă, zic, să nu-l deranjez. Când intru, el să juca nu știu ce joc cu ferme. Doamne, zic, bă, tu ai minte la camă.
Păi mea, 35 de ani să stai să te joci joc cu castel, cu... Păi zice, uite aici, am luat, mi-a arătat proprietățile. Păi zic, mă, tu ești normal la camera mea. Dar nu vă spun cât poate să afecteze viața spirituală asta. N-am niciun joc pe telefon, n-am dat voie nici la copiii mei. Eu zic, tati, cu Biblia, cu... Nu la mine pe telefon, nu la mine pe tabletă, nu am... Vreau să mai văd niciun joc. Nu trebuie să fiți ca mine. Fiți echilibrați. Da, eu așa am hotărât. Aveam, cred că aveam... Da, 35 de ani aveam și eu. Uite, vezi, zic de ăsta și 35 de ani aveam și eu. Și într-o zi îmi downloadez și eu un joc. Se numea Hungry Shark. Un rechin, un pește, de fapt, care mânca... Te joci? L-ai terminat? Și eu. Și eu. L-am dat peste cap. Amândoi, slăviți să fie Domnul. Am ajuns la rechinul ăla mare, mare, mare. Ăla care mânca. Și cu ăla mâncam pești. Oameni buni, eram lider de tineret. Și mă apuc... Iau telefonul, mai ales că avem acum televizoarele astea mari, ați văzut câte ecran au, stăteam eu pe telefon și mă jucam și dăi și mâncam pești și mâncam, mai mâncam câte o, nu știu ce, o meduză de aia, scădea din viață, mă supăram. Și soția mea venea numai în toc cu ușii în sufragerie, se uita la mine și zicea, băi Bogdan, tu ești slujitorul Domnului, mă, dați tu nevază, știi tu acum, mă joc și odată. Am băgat și bani, că s-apropia ora de biserică și eram numai la nivelul 7 și dacă bagi bani, crește mai repede să ajung la nivelul 10, să văd cum e ăsta. Și toată ziua, oameni buni, acolo câteva ore numai rechinul ăla, haș, cum mâncam eu pește. Mă duc la biserică cu Biblia sub braț, pocăința maximă, sfințenia mirosea după mine. Zice fratele păstor, predici o seara asta. Dar ce-i greu să predici, am zis eu. Ne-am dus în față la învon, m-am pus pe genunchi. Și am avut prima vedenie. Știți ce am văzut? Un pește care mânca alți pești. Praf am făcut și predica, praf am făcut toată seara aia. Surorile bătrâne erau, atât de mult mă iubeau. Eu aveam grupe pe biserică și eu aveam vreo 32 de surori, toate văduve bătrâne. Ori veni la mine și au zis, cred că ești obosit, așa e. Am vrut să zic că stântălău, nu s-o obosit. Toată ziua m-am jucat jocul ăla. Toată predica mea am văzut rechinul cum mânca pești. Oameni buni, dacă asta m-a alimentat, asta am avut în minte. Nu găseam versetele, nu știam ce vreau să zic. Mă bâlbâiam, să uitau frații la mine, bă, ce-i cu el? Ce să fie? S-a jucat Hungry Shark. Oameni buni, ascultați-mă. Ok, vrei într-o seară, poate un joc de strategie, ești tânăr. Acum nu o zic, bă, ai 20 de ani, chiar deloc să nu. Nu, mă, dar limitează. Oameni buni, eu vorbesc astăzi de dependențe. Eu vorbesc că nu mai poți. Eu vorbesc când ai plecat de acasă să iei pâine și îți dai seama că ți-ai uitat telefonul acasă și începi să tremuri. Vă întreb ceva, care ați postit vreodată în viața voastră de telefon, mâna sus? Dar sincer, slăviți să fie Domnul, încercați. Erau Samsung S7, acum vă zic că eu așa oricum o dispărut, nu facem reclamă. Și erau Samsung S7 și Samsung S7, știți că nu avea buton de reset. Mi s-a blocat ecranul. Țin minte că unde lucram și aveam birourile, dedesubt de noi, era un service de ăsta de GSM. Și m-am dus acolo la serverul ăsta de GSM, îl și cunoșteam. Zic, omule, deblochează-mi și mie, uite, mi s-a blocat telefonul. Zice, vii peste o oră, zice, te costă 50 de lei. Bă, zic, îți dau 100, dar mi-l deblochez acum. O să, dacă vrei să vii peste o oră, bine. Dacă nu, îmi pare rău, am de lucru. Oameni buni, știți cum a trecut ora aia pentru mine? Doamne ferește, mă gândesc, nu găseam telefonul. Bă, dacă mă sună cineva, dacă are cineva... Dacă, zici că eu eram președintele Americii. Oameni buni, mi-am dat seama în ziua aia că-s dependent de el. L-am luat și am zis, gata, începe postul de telefon. Deci ascultați-mă ce vă spun. Am astăzi puterea să las telefonul în mașină și să nu mă intereseze de el. Dar trebuie să ajungi acolo. Suntem o generație dependentă de tot ce înseamnă smartphone-uri. Oameni buni, suntem dependenți dacă nu intrăm, dacă nu vedem stările. Eu mai pun câteodată tot felul de acțiuni, mai pun la stare, într-un minut mă uit. Băi, într-un minut, 100 și nu știu cât de oameni s-o uita. Mă, cum într-o 100? Mă, dar cum au văzut oamenii aia că am postat imediat? Mă, cum? Imediat, mă. Pentru că toată ziua suntem cu smarturile. Am un frate care are un băiat care se joacă un joc de la compușcători. Dar face și bani pe el. Nu știu să vă explic exact, că nu-i domeniul meu forte. Știți care e problema? În spațiu virtual e unul dintre cei mai buni.
În realitate, nu pot schimba două vorbe cu El. Nu pot schimba două vorbe cu El. Știți ce am înțeles? Am înțeles că prin lumea virtuală, e bună lumea virtuală, să o folosiți așa cum trebuie, dar nu vă mutați cu totul lui tot în lumea virtuală. Vă spun de ce. Știți ce a înțeles diavolul? S-a uitat diavolul la planul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, știți care e părtășia? Și ce-o zis diavolul? Stai că vă iau părtășia. Uitați-vă, vă rog, mergem 10 tineri la o masă, la pizza. Care e primul lucru care îl facem? Vă spun eu, scoatem telefoanele, vorbim pe WhatsApp de aici, peste masă, nu-i așa? Vine mâncarea. Care e primul lucru care îl facem? Spuneți voi. Nu ne rugăm. Slăvi să fie Domnul dacă ar fi. Îl spun eu, frate Cristi. Aranjăm șnițelul să stea bine și îl pozăm. Aia facem. Și o, zice, aici partea asta nu se vede bine, le aranjez. Și pui acolo tag. Deci nevastă-mi are problema asta. M-am rugat, nu știu, va veni ziua eliberării, poate mă aude. Voi suporta consecințele, dar vreau să zic asta. Orice mâncare, poză. Și am spus, te rog, nu mă mai eticheta. Te rog din suflet, nu trebuie să știe nimeni. Dar nici nu mâncăm cine știe ce. Înțelegeți? Ceafă de porc. Dar ce trebuie să știe, frații, că eu mânc ceafă de porc la 10 noaptea? Că să și supără, și uite, ăsta nu-i zdravă la cale, 10 noaptea mânc ceafă de porc. Ia poză imediat, poză, tac, Bogdanșului, te rog, nu mă mai eticheta, fă-ți câte poze vrei, că oricum văd că nu înțelegi. Dar oameni buni, asta e o dependență. Să vorbim unii pe alții. Știți că unii dintre noi n-avem curajul să purtăm o conversație față în față? Puternici suntem pe WhatsApp. M-a scris odată un tânăr pe WhatsApp: frate Bogdan, când vei ieși în oraș, îți voi da cu un par în cap. Și am spus, de seară ne întâlnim. Și am spus, unde? Vă aștept, hai să ne întâlnim. Bă, credeți că a venit? Că pe WhatsApp e tare. Plus că, oameni buni, noi când ne transmitem mesaje unii altora pe WhatsApp, nu e așa că de multe ori gândim greșit? Nu e așa că de multe ori diavolul se folosește de mesaje ca să interpretăm greșit mesajul? Îmi trimite odată niște tineri mesaj: frate Bogdan, la 12 venim la tine. Ok, bun. Am văzut mesajul, slăvit să fie Domnul. Mă sună peste o oră. Ai ceva cu noi? Doamne ferește, pe nu vă aștept la 12 la mine. De ce ne-ai dat cu sin? Eu nu v-am dat nimic, am zis. Nu știu ce ați făcut voi, treaba voastră, dar eu nu v-am dat nimic. Eu am citit mesajul, vă aștept la 12 la mine. Frate Bogdan, ne-ai dat sin? Păi eu sunt de vârsta lui fratele Jolti, că nici fratele Jolti nu știe ce înseamnă. N-am știut, frate Jolti. De unde să știu ce înseamnă? Zice, ne dai sin? Nu v-am dat, fraților, nimic, credeți-mă, promit. Nu știu să vă fi dat ceva. Păi zic, ce înseamnă sin? Înseamnă că nu ne-ai scris ceva înapoi. Ai citit mesajul și l-ai lăsat fără să scrii. Bun. După nu știu cât timp ne strângeam la noi la rugăciune. Frate Bogdan, la ora de venim la tine. A scris, ok, peste oră mă sună. Ai ceva cu noi? Doamne ferește, iar v-am dat sin. Nu! Dar ai scris numai ok. Dar ce trebuia să mai scriu? Trebuia să pui unul de la cu două brațe care te îmbrățișează. Acum, oameni buni, eu vă întreb, vă arăt telefonul. În momentul ăsta am, cred că astăzi, peste 100 de mesaje pe WhatsApp primite. Păi eu am timp să pun brațe, delea, nu spuneți voi. Nu e așa că înțelegem greșit. Scumpii mei, voi zâmbiți în seara asta, dar eu vorbesc de o realitate dură. Eu vorbesc de oameni care nu au mai vorbit unii cu alții pentru că nu au înțeles mâinile noastre. De ce nu mi-au pus îmbrățișări? Mi-au pus odată un moticon de la întors. Nu am zis, Doamne iartă, m-am ucis, asta ce mai înseamnă? Înțeleg pe ăla care râde, dar ăla întors cu sus în jos, ce înseamnă? Deci chiar vă rog să-mi ziceți, nu știu! O înțeles diavolul că părtășia dintre noi poate fi stricată prin rețelele astea de socializare. Îs bune, oameni buni. E bine că te sun în America să văd ce ești. Fac video cu tine astăzi. Mi-a trimis soția poze cu copii. Așa m-am bucurat. E bun WhatsApp-ul. Dacă mă refugiez doar în el și doar în mesaje și nu mai știu să am părtășie cu voi și nu mai putem avea părtășie ca și frați și surori, e rău, oameni buni. Rețelele de socializare, în loc să ne aducă binecuvântare pe foarte mulți dintre noi, ne-au stricat. Și vreau să vă mai rog ceva și trec la ultimul punct și o să ne rugăm. Ascultați-mă, vă rog. Fiți atenți ce postați pe rețele. Vă spun de ce. Tu poate vii dintr-o familie bogată. Maică-ta și taică-tu are bani. Îți permiți să ții perechea de papuci cu 13 milioane, poate, și
tricoul ăla cu 200 de... Bun, nu, eu oricum nu pot crede, dar să presupunem că există tricoul ăla cu 200 și îți cumperi geaca aia cu 500 de euro și ți-o permiți. Eu vă întreb, eu care am 7 prunci și lucrez numai eu, că soția stă acasă și ai indemnizație. Și gândiți-vă numai că ne-au chemat de la școală că ne încadrăm la ajutor social. O zis, nu vreți să primiți ajutor social? Zic, bă, nu pot să primesc ajutor social, că singurii bani care intră în casă nu-s numai ăștia, mai primesc. Și atunci nu-i corect, am zis înaintea Domnului. Nu pot să spun că ăștia singurii bani care intră în casă. Dar gândiți-vă că tu îți permiți geaca aia cu 13 milioane și eu mă duc și mă uit la o pereche de păpuci cu 120 de lei, de aia de să micșorează, știți, de să umflă piciorul și te strânge. Și mă uit la ei, gândiți-vă cum mă simt eu în inima mea când te văd pe tine îmbrăcat în felul ăsta și postez pe Instagram și eu nu-mi permit asta. Nu mai postați toate prostiile. Oameni buni, postați lucruri ca să se zidească. Mai bine stați înaintea Domnului dimineață și scrieți acolo un gând pentru cineva. Când intru eu pe pagina ta și dau scroll, să văd acolo un mesaj unde se scrie Dumnezeu te iubește. Și în momentele mele grele, când stric către Dumnezeu și când îmi pierd speranța și când mă gândesc, Doamne, de ce trebuie să trec prin valea umbrei morții, să văd mesajul ăla, Dumnezeu te iubește, de la tine și să mă ridic în picioare și să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Că dacă îți văd pantalonii de 300 de euro, dacă îți văd iPhone-ul, dacă îți văd mașina, dacă îți văd lucrurile astea, oameni buni, ascultă-mă, nu mă zidește cu nimic, mă frustrează, că mă gândesc, bă, de unde are pruncul ăla, mă, de 13 ani, mă, pantaloni de 300 de euro, mă, de unde are? Și mă frustrează chestia asta. Fiți atenți ce postați. Nu că vă spun eu seara asta, ci de dragul lui Dumnezeu, de dragul fraților voștri, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat de diferite clase sociale și avem diferit banii și familia și financiar suntem diferiți. Ascultă-mă, dă slavă lui Dumnezeu că părinții tăi au bani, dă slavă lui Dumnezeu că ai un venit bun, dă slavă lui Dumnezeu că te-ai angajat la o companie care plătește bine. Nu toți trec prin ce treci tu, sunt oameni, ascultați-mă, care nu-și permit ce-și permiți tu, nu le mai arăta lucrurile astea. Postează de încurajare, postează de mântuire, spune oamenilor că Dumnezeu vrea să ierte și cheamă la pocăință, fă lucrurile astea. Nu o să mai ai 25.000 de vizualizări, ascultă-mă, poate o să ai numai 10.000, dar va exista în aia 10.000 de oameni care văd postarea ta, un om care se va ridica din pricina faptului că tu ai lăsat un mesaj de ridicare. Dumnezeu să ne ajute. 4. Am lăsat la urmă demonul ăsta și dați-mi voi, chiar dacă se filmează, mă expun mult pentru vreau să vă spun niște lucruri direct pe față. Nu sunt copii mici între noi și pot să vorbesc. Al patrulea demon care a făcut praf generația noastră sunt păcatele sexuale, frații mei. Ne-a terminat diavolul. O da cu noi de pământ. Praf a făcut mințile noastre, ochii noștri. Scumpii mei, vorbeam astăzi dimineață după prima sesiune cu tinerii jos. Cred că undeva în jurul vârstei de 15-16 ani m-a pupat o vecină pe obraz. Știți ce am făcut? Am fugit până acasă de rușine. Așa a fost generația mea când am fost copil. Știu că vremurile s-au schimbat. Știu că vremurile s-au schimbat, oameni buni, dar nu-i normal la 13 ani să-l las să pună mâna pe tine. Nu-i normal la 12 ani să vizionezi lucruri murdare. Nu-i normal, oameni buni. Spun cercetătorii că undeva în jurul vârstei de 9 ani oamenii sau tineri au prima dată acces cu pornografia. Oameni buni, nu-i normal asta. S-a luptat diavolul până acolo ca tehnologia asta, în loc să fie o binecuvântare pentru noi, să aducă blestemul acesta al poftelor sexuale. Și oameni care stau în fața unui ecran și consumă pornografie și consumă niște imagini după care vor să-și ghideze viața. Și ascultați-mă ce vă spun, niciodată în viața de căsnicie nu va fi ca acolo, oameni buni. Niciodată nu vom arăta așa, niciodată nu vom face lucrurile, niciodată, oameni buni. Și atâția oameni și atâția tineri frustrați și fricoși să se căsătorească din pricina faptului că n-arată ca nu știu care actor sau ea că n-arată ca nu știu care actriță. Oameni buni, totul e un fake.
totul e o minciună, totul acolo e vorba despre lumini, e vorba despre poziția camerei, e vorba despre o minciună pe care diavolul vrea să o pună la nivelul minții. Băieți, vă spun ceva, cu cât o să stați mai mult în pornografie, nu o să vă puteți căsători, pentru că pornografia la nivelul minții nu face nimic altceva decât să te facă un misogin, pentru că pornografia e despre umilirea, despre călcarea în picioare a unei femei. Asta e pornografia. Vă spun ceva despre autosatisfacere. Niciodată căsnicia nu o să-ți împlinească plăcerea autosatisfacerii. E vorba de două plăceri diferite. E plăcerea mecanică și plăcerea naturală, de care Dumnezeu vrea să te bucuri și a lăsat-o pentru tine să o experimentezi în căsnicie. Plăcerea asta naturală nu va acoperi niciodată plăcerea mecanică. Oameni buni, nu cred că trebuie să mă căsătoresc să scap de autosatisfacere. În seara asta vă predic de un Dumnezeu care ne poate elibera, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă la mine, n-am știut, n-am crescut în contextul creștin. La 25 de ani am învățat și pe mine băieții mai mari. Există eliberare de autosatisfacere. M-am dus înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, eu nu pot trăi așa. Doamne, eu nu pot trăi așa. Doamne, eu nu pot. Am zis: eliberează-mă. Și Cel din cerul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dă eliberare, slăvit să fie Domnul. Vreți în seara asta să înțelegeți? Oameni buni, au ajuns cuplurile să-și permită lucruri mizerabile. Frate zice: nu ne-am culcat, dar restul putem face tot ce vrem. Îmi dați voie să fiu dur. Vreau să spun asta și vreau să o auziți cu toții, pentru că sunt păstori care consiliază și vorbesc niște mizerii de nu-mi vine să cred. Oameni buni, orice alt sex decât normal, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, e păcat, oameni buni. Alte feluri de sex Dumnezeu nu le-a lăsat, oameni buni. Uitați-vă la animale, uitați-vă la lucrurile naturale. Totul trebuie să fie natural. Știți câte fete am consiliat care până la vremea căsniciei, numai că nu s-au culcat, restul toate mizerile le-au făcut. Și au zis: frate, terminată, e normal. Pentru că zeci de demoni în spatele păcatelor sexuale, zice, m-au mințit. I-am spus la Claudiu, e aici. Claudiu a rupt o logodnă la un moment dat și a venit la mine și mi-a spus în felul următor: frate Bogdan, abia aștept să vin la mărturisire, nu ne-am sărutat niciodată. Și am zis: Claudiu, prin faptul că indirect nu i-ai promis niciun lucru, să nu-ți fie teamă că înainte cu două luni de nuntă ai rupt logodna. Ea o rupt-o de fapt. Și am zis: dă slavă lui Dumnezeu, nu te simți vinovat cu absolut nimic, pentru că tu nu i-ai promis. Pentru că, băieți, vreau să vă spun, orice mână pusă, orice mână băgată sub bluză, orice mână băgată pe unde nu trebuie, e o promisiune indirectă că va fi soția ta și nu știi dacă va fi așa. Nu vi se pare ciudat, oameni buni, că așa de bine vă înțelegeți și în momentul în care intervine păcatul ăsta sexual, ajunge să nu vă mai înțelegeți? Uitați-vă câtă durere au adus în sufletele noastre, oameni buni, pornografia și autosatisfacerea. Și stai în fața păcatului și te minte diavolul și spui: mă mai duc încă o dată, mai fac încă o dată, după aia lasă că mă mărturisesc, după aia nu mai fac, promit că nu mai fac. Și mergi și cazi în păcat și până cazi în păcat tremuri și plăcerea aia enormă pe care simți că nu o poți controla. Și după ce ai căzut, știi cum te simți? Știi cum te simți? Ca un gunoi. Te sună frații, hai la repetiție și tu spui: nu mai vin, îs ocupat, dar tu ești praf. Hai să mergem să bem un suc, hai la o cofetărie, hai să mergem să servim o cafea undeva. Și tu spui: nu, am treabă. Dar știi de ce nu ești? Tu ești praf. Oameni buni, ne-a bombardat diavolul în generația noastră. Oriunde mergem, suntem înconjurați de pornografie. Hainele care se croiesc. Oameni buni, hainele care se croiesc, toate sunt cu tentă sexuală. Uitați-vă reclamele, orice reclamă însoțită de pornografie. Reclamă la piese de mașini. Două genți de la descule de mașini. Știi cine ar trebui să țină de ele? Un mecanic, nu o femeie dezbrăcată. Reclamă la geamuri, femei dezbrăcate. Reclamă, 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 plină lumea asta de pornografie. Mă duc la piață câteodată, mă duc la supermarket câteodată. Oameni buni,
Trebuie să merg cu capul în jos, pentru că în jurul meu văd numai mizerii. Dar în seara asta am venit să vă spun cel mai bun lucru pe care vi-l pot spune. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne așteaptă în seara asta să ne dea biruință. Oameni buni, de-aia nu suntem fericiți. De-aia nu suntem împliniți. De-aia nu mai avem nicio bucurie. De-aia nu-i poftă de rugăciune. De-aia în loc să aleg să citesc din Biblie, mai bine aleg să mă uit la un film, pentru că nu mai există bucuria. Bucuria e luată de păcat, oameni buni. Bucuria e luată de ceea ce înseamnă duhul acesta al sexualității, care a făcut ravagi în generația noastră. Și apoi așteptăm binecuvântarea și apoi așteptăm revărsarea Duhului lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun, păcatele sexuale au consecință, oameni buni. În seara asta e momentul să ne oprim și să gustăm din Domnul eliberarea adevărată. Să ne ajute Domnul. Vreau să vă mărturisesc ceva, uitați-vă la mine. Un om dependent până în vârful firurilor de păr, de pornografie, de sexualitate și de toate mizerile despre care dumneavoastră știți. Oameni buni, îs ani de zile, mulți, mulți, mulți ani de zile, de când ochii mei nu au mai văzut nicio imagine pornografică, de când n-am mai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, pentru că există eliberare, oameni buni. Nu-i vorba de puterea ta, nu-i vorba de ce faci tu, ascultă, e vorba de ce poate face Dumnezeu din tine. Fă un pas în seara asta, hai să facem câte un pas înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, nu mai putem, Doamne, suntem distruși. Frate Bogdan, dar numai băieții se uită la pornografie. Nu! Se zice că băieții se ispitesc prin privire, fetele prin atingere. Știți la ce concluzie am ajuns personal în vremea noastră? Și băieții și fetele îi prin privire. Am în două categoriile. Că de-aia e ispită un bărbat care merge la sală. Și aia era întrebarea. Că n-apucă, nu? Să o atingă. Nu mai-l vede. Scumpii mei, mă rog în seara asta fierbinte Domnului și îmi doresc ceva din toată inima. Să gustați adevărata fericire. Citiți, vă rog, Psalmul 73. Uitați-vă la ultimul verset pe care Asaf îl scrie. După ce se uită la toate mizerile lumii astea și vede fericirea celor răi, oameni buni, vine și spune niște lucruri pe care aș vrea să le gustați în seara asta. Cât despre mine, spune Asaf, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Vreți în seara asta să facem o rugăciune? Vreți în seara asta să-L rugăm pe Cel ce poate să ne libereze? Oameni buni, nu mai stați în păcat. Dumnezeu vrea să vă dea adevărata fericire. Există adevărata fericire, dar fericirea asta o primești din partea lui Dumnezeu când tu hotărăști să ajungi un om slobod. Spune Biblia despre Onisim, dar nu ca pe un rob. Dumnezeu nu mai vrea în seara asta să fii rob al păcatului. Dumnezeu nu mai vrea în seara asta să fii robit de anumite lucruri, ci în seara asta Dumnezeu vrea să pleci liber. Cred din toată inima lucrul ăsta. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Vă rog să țineți ochii închiși. Scumpii mei, dați-mi voie să închei cu o experiență personală. Cu 3 ani, aproape 4 ani de zile în urmă, am primit un telefon. Vă rog să stați cu ochii închiși. Vreau să vă obișnuiți cu ochii închiși și să stați, pentru că vreau să nu ne vedem unii pe alții și eu voi sta tot cu ochii închiși. Am primit un telefon de la o fată de lângă Craiova pe nume Raluca. Și fata asta mi-a trimis un mesaj, venea dintr-o familie de necredincioși. A zis: frate Bogdan, am auzit într-o predică de-a dumneavoastră pe YouTube că se poate trăi curat cu Dumnezeu și pot gusta adevărata fericire. Dați-mi voie în fiecare săptămână să vă trimit câte un mesaj și să vă spun problema vieții mele, ca să ne rugăm. Vreau să trăiesc în curăție. Frate Bogdan, vreau să scap de toate păcatele care m-au apăsat până să mă întâlnesc cu Hristos. Am zis: de acord, Raluca. Aproape un an de zile fata asta mi-a trimis mesaj și aproximativ după un an de zile nu mi-a mai trimis mesaj. Primez multe mesaje, nu mi-am dat seama. După 3 săptămâni de pauză mă sună o prietenă de aici și zice: fratele Bogdan, da, sunt prietena lui Raluca.
V-am sunat să vă spun că Raluca a fost internat în spitalul din Craiova, diagnosticată cu ultima fază de cancer, cazul 4. Și am zis, nu-i problemă, sunt 200 și ceva de kilometri de la Deva, mi-au sticluța de unde le-am, vin la Craiova, mă duc la ATI unde e internat, vreau să mă rog, sunt obișnuit cu spitalul, vreau să văd pe Raluca că e bine, vreau să știu că Raluca e bine. Oameni buni, n-am văzut niciodată o poză cu fata asta, n-am văzut niciodată pe fata asta în realitate, am auzit-o de vreo 3 ori maxim la telefon, restul în fiecare săptămână îmi trimitea câte un mesaj pentru ce să ne rugăm. Și fata asta a zis, frate Bogdan, aș vrea să veniți. Dar e prea târziu. În dimineața asta, Raluca a plecat la Domnul. Îți poftim? O zis, frate Bogdan, înainte să moară, a scris o scrisoare. În noaptea dinaintea morții, a scris o scrisoare pe care a găsit-o medici și a dat-o părinților. Și acolo scrie, pentru părinți, pentru biserică, pentru școală și ultima parte a scrisorii pentru dumneavoastră. Îmi dați voie să vă citesc. Sunați-l pe fratele Bogdan, scria la Raluca la aproape 15 ani și numărul meu de telefon. Frate Bogdan, oriunde veți merge în lumea asta, oriunde veți predica Evanghelia, oriunde veți ajunge să spuneți oamenilor de Dumnezeu, spuneți-le tinerilor, spuneți-le bătrânilor, spuneți-lor celor care vă ascultă că se poate trăi curat cu Dumnezeu. Mi-a mai scris câteva probleme, câteva lucruri personale și apoi am încheiat așa, ascultați cum am încheiat scrisoarea. Mi-am sfârșit alergarea. Mă așteaptă corona. Aș vrea să te întreb ceva în seara asta. Dacă aici la ieșirea de pe poarta bisericii pleci, oameni buni, să pleacă. În ultimile luni toate mormântările la care am predicat sub 30 de ani. Se moare. Dacă pleci, pleci la Dumnezeu? Oameni buni, vreau să fie seara asta seara ta. Vreau seara asta să iei decizii, vreau seara asta să ne rugăm. Vreau seara asta, Duhul Sfânt, să te facă să guști adevărata fericire. Oameni buni, adevărata fericire e în Dumnezeu. Dumnezeu dă adevărata fericire, ascultați-mă seara asta, nu există în altă parte fericire. Nu vrei în seara asta să scapi de la nivelul minții de minciunile diavolului, că tu ești urâtă, că tu ești urât, că pe tine nu o să te ia nimeni, că nu o să te căsătorești? Nu vrei în seara asta să schimbe Domnul mentalitatea cu privire la cei din jurul tău? Nu vrei în seara asta, dacă asculți muzică necreștină, să te lepezi de ea și să spui, Doamne, nu mai vreau, Doamne, Doamne, atâția demoni în capul meu din pricina muzicii necreștine, Doamne, mă instigă la lucruri sexuale, mă instigă la răutate, mă instigă la lăcomie, Doamne, nu mai vreau să ascult asta, Doamne, vreau să cânt cântările tale, Doamne, vreau să răsune în urechile mele cântările care te înalță pe tine, pentru că vreau să ies din starea asta, Doamne, și îmi dau seama că muzica necreștină nu mă ajută. Nu vrei în seara asta să te scape Dumnezeu de atâtea cumpărături de marcă? Eu mă îmbrac numai aia, eu alerg după aia disperat toată ziua de modă, de cum să mă îmbrac, de ce să-mi cumpăr, să spui, Doamne, vreau de azi înainte să am o îmbrăcăminte decentă și vreau de azi înainte să mă îmbrac echilibrat, Doamne, n-am nevoie de 200 de rochi, n-am nevoie de 400 de cămăși, mi-ajung 4-5. Nu vrei în seara asta să ne rugăm să te elibereze Domnul de social media? Că știți care e problema? Tu pe social media nu te uiți numai la prietenii tăi și la pocăiți. Nu. Tu ajungi încet, încet, de la căutare în căutare și în alte locuri. Și în seara asta, dacă îmi doresc cel mai mult și îmi doresc asta, tineri dragi, pentru că eu am trecut pe acolo și groaznic. Eu m-am luptat cu păcatele sexuale, eu m-am luptat cu dependențele astea murdare, oameni buni, eu m-am luptat cu ele după ce m-am întors la Domnul. Vreau în seara asta să-L simți pe Duhul Sfânt cum te eliberează. Scumpii mei, există eliberare de autosatisfacere, există eliberare astăzi de pornografie. Nu vrei ca fată să-i spui Domnului astăzi, Doamne, am prieten, mi l-am făcut prea repede, Doamne, nu știe nimeni că
m-a condus acasă și în dreapta când stăteam pe scaunul lui la mașină, mâna lui era unde nu trebuia. Doamne, nu mai vreau asta! Nu vrei să fii diferită de fetele din lume? În seara asta o să cântăm o cântare. O singură chemare fac în seara asta. Dumneavoastră știți că eu nu insist și nu manipulez pe nimeni. În timpul cântării, dacă cineva vrea să ne rugăm, e fratele păstor aici, fratele Cristi, păstor al dumneavoastră, sunt păstorii dumneavoastră aici, slujitorii Domnului. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea biruință, dar întrebarea se pune, frate Bogdan, dar de ce trebuie să ieșim în față? Nu putem spune de aici, ascultă-mă, Biblia are o regulă, apropie-te de Dumnezeu, prin faptul că vii și cere ajutorul, îi arăți lui Dumnezeu în seara asta că ai nevoie de El. Oameni buni, într-o zi eu m-am prăbușit. Într-o zi eu m-am dus în față și m-am aruncat pe genunchi, am zis rugați-vă pentru mine, pentru că nu mai pot, vreau ca Dumnezeu să mă scape. În seara asta mai am un gând care mi-a venit în momentul acesta, poate consumi stupefiante și ești în biserică, le-ai încercat. Nu e așa? Poate ai poze puse pe unde nu trebuie. A venit o pocăită lunile trecute și o zis, frate Bogdan, fac OnlyFans. Nici n-am știut ce e aia. A zis, explică-mi, te rog, nu te supăra pe mine. Poate ai greșit. Poate ai ajuns în mizeriile astea, te-o păcălit diavolul. Nu vrei în seara asta să închizi tot și să pleci cu Hristos. Cântăm cântarea. Vreau să cântați cântarea asta împreună cu noi. Și dacă în timpul cântării există cineva care vrea o viață nouă, care vrea să fie fericit, care s-a săturat de gunoaiele lumii astea, te rog, vino să te rogi cu mine. Te rog, vino să ne rugăm împreună.